A fost odată un tăietor de lemne nevoiaș care, aflat la lucru în pădure, căuta un trunchi pe care să îl doboare și să îl ducă la căsuța lui ca lemne de foc. Tot căutând, dădu peste un copac bătrân cu multe scorburi. Dar tocmai când își lua având ca să repeadă toporul în lemnul găunos, se pomeni cu un spiriduș țâșnind dintr-o scorbură. Oprește-te, oprește-te!" îi strigă spiridușul. Cruță copacul acesta care e de fapt căsuța mea și îți voi îndeplini trei dorințe. Tăietorul de lemne se învoi, iar spiridușul se făcu nevăzut. Mai apoi, după ce tăie un alt copac și își luă în cârcă lemnele de trebuință, omul se duse acasă. Îi povesti vestei sale ce i se întâmplase și cum căzuse la învoială cu spiridușul. Fiind flămând după o zi de lucru în pădure, bărbatul întrebă, unde mi-e ciorba femeie? E gata îndată, îi răspunse nevasta. Apoi, clătinând din cap, aceasta mai adăugă. Ei, ce mi-aș dori și niște cârnați lângă ciorba asta lungă? Și ca din senin, pe masă se ivi un șir de cârnați bine mirositori. Că mare prostie ai mai spus femeie, se răsti tăietorul de lemne la nevasta lui. Uită-te și tu cum ai irosit prima dorință, lipiți s-ar cârnații de nas. Ceea ce cârnații și făcură, zburând pe dată spre fața femeii. Odată prins de nas, geaba încercăia să își smulgă cârnații de acolo. Cârnații nu se desprindeau de față și pace, iar bărbatul se tăvălea pe jos de râs. Când se mai potoli, trase și el zdrav în deșirul de cârnați, doar doar o reuși să-i desprindă de pe nasul femeii, dar nici pomeneală să-i zbutească. Păi, s-ar zice că n-ar mai fi de făcut decât un singur lucru, spuse resemnat tăietorul de lemne. Vreau să scap de cârnații ăia de pe nas, rosti el și cea de-a treia dorință. Cârnații se desprinseră de penasul femeii și se așezară ascultători în farfurie, iar în seara cu pricina, și ea și bărbatul ei avură parte de o masă pe cinste.